Bun găsit, stimați ascultători ai cotidianului Mesagerul de Tellerman, bun găsit, stimați cititori ai ziarului nostru. Suntem la concluzii cu un om deosebit, care se numește om politic, este un om de echipă, este un om care interacționează foarte mult și bine, de altfel, cu electoratul. Nu este obișnuit cu interviul, așa că vom discuta liber, verde în față, astăzi cu doamna Doinița Dobre, candidat din partea Partidului Mișcarea Populară pentru poziția ONU în cadrul Consiliului Județean Tellerman. Doamna Doinița, pentru ascultătorii noștri, cine sunteți, ce vă doriți și aș ruga ascultătorii să fie îngăduitori cu noi dacă vom mai comite câte o mică greșeală, pentru că este omenește, nu facem un interviu pentru presă, ci o discuție de la om la om. Vă mulțumesc, domnule Amuza, pentru încurajări. Este foarte adevărat, este primul meu interviu. Am acceptat pentru a mă adresa și a mă asculta majoritatea electoratului din Tellerman. Vă mulțumesc pentru prezentare, așa este, sunt om pentru oameni înainte. Nu sunt un politician, sunt un om implicat pentru politică sau sub o siglă, sau cu o siglă. Numele meu este Dobre Doinița, exact cum ați spus și dumneavoastră, cum ați prezentat. Am 44 de ani, sunt divorțată. Scopul meu a fost și m-am regăsit din acum 6 ani, m-am regăsit în această organizație, exact când s-a înființat, a Partidului Mișcarea Populară. Eu aș spune că numai ca organizație, și într-o convingere. Și într-o convingere, bineînțeles. Convingerea a venit, este foarte adevărat, mă tot întreabă absolut toată lumea cum am ajuns să activez în Partidul Mișcarea Populară și de ce nu în alt partid. Am spus foarte clar, în familia mea, modestă, cumva, părinții mei au fost, ca să spun așa, în termen popular, băsiști. Și atunci am prins ideile principale, ascultam știrile cu dumnealui și cumva m-am regăsit prin felul... Ați preluat acest filon. Absolut, absolut. Bucuria mea a fost foarte mare când am auzit că în Alexandria se înființează organizația Partidului Mișcarea Populară și așa a început totul. Și uite, așa au trecut 6 ani alături de această organizație cu care mă mândresc, cu o echipă minunată. Este foarte adevărat că oamenii au venit, au plecat și au schimbat opțiunile politice sau nu. Eu tot aici am rămas statică și voi rămâne până la bun sfârșit. Ca o părere personală, sunteți unul dintre puținii oameni care au rămas în Partidul Mișcarea Populară și în alte partide. Situația este generală, de la înființare și, sau mai bine zis, de la constituirea ca organizație și până în prezent. Mulți au schimbat opțiunea politică de la o zi la alta. Adică astăzi au fost de dreapta, mâine de stânga, că nici Dumnezeu nu-i mai știe cum sunt. În fine, reveniți la ceea ce... Da, aveți perfectă dreptate și vă spun un secret. E greu să rămâi într-un județ cu atâta notorietate, nu neapărat foarte bună, datorită unor lideri, ca să spun așa. Să rămâi static într-un partid, în primul rând chiar și ca femeie, e foarte greu. Eu am rămas. Nu există, nu se poate. Există, dacă o convingere o ai de la bun început, o duci până la capăt, indiferent în ce situații, mai bune sau mai puțin bune, sau campanii curate, mai puțin curate, etc. În aceștia 6 ani de zile, vă spun cu sinceritate că ar trebui să stăm să vă povestesc ce am trăit, cu bune, cu rele, cu dezamăgiri, cu transmiterea oamenilor, ceea ce îmi transmit în aceste 6 campanii, ar trebui să stăm o săptămână cel puțin. Vom sta de vorbă după, probabil, după trecerea campaniei electorale. Da. Eu, altul ar fi subiectul, nu suntem aici neapărat. Vorbim despre o convingere, despre electorat, despre aceste alegeri, vorbim de ultimile, că v-am spus, dacă ar fi să vorbim... Am vorbit zile în șir. 6 ani am avut parte în toate campaniile. Am absorbit, de fapt, din partea electoratului, de fiecare dată, am absorbit durere, suferință, dezamăgiri, minciuni și frustrare. Și prea puține realizări. Uneori eram supărată pe oameni,
își doreau schimbarea, dar niciodată nu duceau până la capăt. Întrebarea mea era tot timpul, de ce n-o faceți? Nu știau să-mi răspundă, cum nici acum nu pot să vă spun că ar ști cumva să-mi răspundă. Undeva este un zid. Zidul care, nu știu dacă este neapărat cel pe care, din convingere, probabil așteaptă ceva. Așteaptă pe ultima sută ceva sau nu. Există un electorat curat, un electorat al nemulțumiților, cum spun eu. E prea puțin până a lua o decizie pentru schimbare. Îmi fac griji pentru noi, îmi fac griji pentru Telorman, îmi fac griji pentru absolut tot. Este foarte adevărat referitor la un anumit electorat, cum era acum 4 ani și cum l-am regăsit acum, este o schimbare. Dar nu ne putem baza pe dumnealor. În ceea ce mă privește, este foarte adevărat că am o comunicare foarte bună cu electoratul. Am multă răbdare cu dumnealor, îi ascult, încerc să le dau cele mai bune sfaturi și încurajări. Nu neapărat ponegrim pe ceilalți contracandidați sau alte partide. M-am rezumat strict la nevoile dumnealor în funcție de ceea ce îmi transmit dumnealor. Și atunci încerc să găsim un dialog, să avem un dialog de mijloc, împăcitor. Da, chiar se poate spune și așa. Ca să putem să depășim această frustrare, că în Telorman nu se poate. Ba, se poate, oameni buni. Se poate dacă vrei. M-am săturat de fiecare dată să aud, nu se poate, doamnă, nu o să putem. Și o întreb, de ce credeți că nu se poate dacă noi de dumneavoastră depindem? Păi că nu se poate. Nici dumnealor nu au un răspuns concret în ceea ce ne privește sau să ne dea un răspuns concret. Ar fi multe de povestit în ceea ce privește această campanie. Domnul Amuzea, cu respect vă spun că ar fi multe mizerii. Cred că, din păcate, cred că am trăit și știu foarte multe mizerii, dar n-am să le spun acum, pentru că ar însemna cumva să creadă lumea că îmi câștig un electorat prin a denigra sau a spune exact cum stau lucrurile și ce am trăit și ce am văzut. E o întreagă istorie, nu o să scăpăm probabil prea ușor de aceste hiene, cum spun eu. Referitor la persoana mea, eu nu o să mă dau bătută. Nu o să mă dau bătută și mulțumesc lui Dumnezeu că am o echipă cu care mă mândresc. Și revenind la munca de echipă, de plecarea domnului Adrian Florescu, nu știu dacă a fost neapărat o bucurie, probabil a fost cumva o binecuvântare și o să o spun cu mare demnitate. În 5 ani de zile nu am realizat ce am realizat cu actualul președinte, domnul deputat Doru Coliu. De-abia acum am putut să fac o diferență. Deci se poate. Și în 4 luni de zile, ceea ce nu am realizat în 5 ani de zile. Să trec puțin la următorul pas a un răutăcism, eu întreb, de ce nu s-a putut? De ce nu s-a putut? Pentru că nu s-a vrut. Exact. Și dacă nu s-a vrut, văd foștii mei șefi, lideri, pe anumite locuri, mărețe, ca să spun eu așa, la un alt partid. Și întreb eu, a meritat acea persoană să fie înaintea altor persoane care au fost implicați cu adevărat în partidul respectiv? Deci, concluzia este în felul următor. Părerea mea, jocurile au fost făcute cumva să fie poziția bună și dacă nu mai există în partidul Mișcarea Populară și... Deci, concluzia o trage electoratul, nu trebuie să spun eu mai departe. Nu pot să mă abțin. M-ați chemat și m-ați invitat la acest interviu. Eu sunt omul dreptății, sunt atât de transparentă, încât nu mă pot abține de la detalii. Detalii care cumva influențează electoratul. Un anumit electorat. La ce sper eu? Eu sper
chiar și pe ultima sută. Dumneavoastră ați menționat mai devreme și cu adevărat că mai avem 3 zile până încheiem campania electorală. Am credința că electoratul va lua cea mai bună decizie, indiferent dacă, fără, deci va fi un electorat care va lua o decizie nespunând neapărat și ce decizie iau. Efectiv se duc după perdea, da? Și își exercită votul. Vor avea un proces cu conștiința lor. Exact. Să știți că au conștiință. Îi simt de data aceasta altfel. Probabil au promis și în altă parte. Eu le-am spus, degeaba îmi spuneți mie că doriți schimbarea dacă nu o faceți. Le explic. Asta este singurul meu mesaj când merg în teritoriu și nu numai, și în orașe. După acea perdea, cum spun eu popular, nu știe nimeni ce faceți. Exact. Luați decizia cea mai bună. Dacă dumneavoastră a suferit foarte mult, lăsați-i pe ceilalți să implice. Și încă un detaliu foarte important din punctul meu de vedere. Vechii noștri politici, ca să spun așa, politicieni, nu acceptă ideea că forța omului simplu vine din spate și dânșii nu acceptă sub nicio formă că noi putem. Nu acceptă. Dânșii tot timpul spun că ei vor face, că se bazează, e adevărat că sunt lucruri neștiute de electorat, e adevărat că e multă mizerie în continuare. Și am să promit electoratului, cel puțin al meu, după aceste alegeri voi fi foarte transparente și voi povesti realmente ce am trăit zi cu zi despre anumite mizerii. Mizerii politice care trăiesc lângă noi și oamenii trebuie să înțeleagă că nu sunt prețuiți ca oameni, sunt prețuiți în cât la sută și procente. Nimeni nu am auzit din vechii politicieni ai județului să-i prețuiască ca oameni, ca necesități, ca proiecte, care, slavă Domnului, avem nevoie. Eu merg în anumite localități și plâng. Le plâng de milă. Eu nu pot crede că în acest secol noi putem să mai avem asemenea localități. Este foarte adevărat că primordial sunt șoselele, canalizarea, apa. Dar unde este omul? Unde este omul? Unde este curățenia? Primul pas într-o comună, sat. Trebuie ca acel lider, ca primarul care este în funcție, să facă curățenie. La prima oară, fațada. Nu poți păși, nu poți ajunge la destinația omului din cauza mizeriei. Și noi vorbim de canalizare și șosele. Când noi nu putem să ajungem la destinația unui om în anumite localități și nu vă pot spune că au 4 mandate, 3 mandate și ei n-au făcut nimic. N-au schimbat un bec. Un bec. Bătrâneți, sunt oameni bătrâni, singuri, neajutorați. Nu se văd de boscheți, cum spun eu, nu se văd de uscături, nu se văd de unde este ajutorul. Proiectele mele, primul proiect pe care eu sper să ajung ca și consilier județean va fi în felul următor. Eu nu contează, pentru mine nu contează bulina politică. Contează că atunci când intru în acea sală de cum? De consiliu, să las hainele politice la intrare. Doar cei nu care vor să... Nu că sunteți singurul om politic care îmi spune că în momentul în care ocupă o funcție publică, o demnitate politică și intră într-un consiliu, intră într-o primărie, vrea să lase la intrare haina politică. Sunt singurul om. Mă repet, eu nu sunt om politic, sunt un om care vreau să mă implic mult mai mult sub o siglă. Când spui politician, din punctul meu de vedere, cred că, nu știu, am 5 degete la o mână, 5 la o mână și vorbesc pe național. Nu știu câți politicieni putem numi. Deci 2-3. Eu am zis să fiu modestă, mai mulți. Vă spun, nu există politician. Există oameni care se implică
și care vor cu adevărat să facă ceva. Din păcate, noi suntem subestimați. Suntem denigrați. Cine e aia? Cine e ăla? Cine e nu știu cine? Eu cu greu am acceptat acest interviu și vă spun de ce. Am spus și mă repet, când oferi sau vorbești electoratului, trebuie să spui și ce ai realizat. Eu deocamdată aștept să fiu votată, să pot ajunge undeva unde chiar pot face ceva. Eu deocamdată... Să aveți pârghile. Bineînțeles. Eu, în acest 6 ani de zile, am făcut, am realizat în Partidul Mișcarea Populară, da? La nivel județean. Și atunci eu nu mă pot lăuda că am făcut lucruri extraordinare pentru acest județ. Pe alocuri, ce am putut, am făcut. O contribuție v-ați dus, o contribuție am avut-o. Dar nu suficient încât eu să mă prezint în fața electoratului că am făcut lucruri mărețe. Nu, aștept să fiu votată, aștept să fiu acolo unde pot ajuta și unde mă pot implica. Îmi este foarte greu. Îmi este foarte greu pentru că e, în primul rând, ca femeie. Doi, nu acceptă ca eu să fiu cumva printre dumnealor care, indiferent de partid, ei sunt vechi în acest sistem și au oarecare interacționare, să zic așa. Bineînțeles, termenul... și dialog și comunicare. Probabil cu dumneavoastră se înjură și în alte situații servesc o cafea împreună. N-avem de unde să știm. Sau știm. Și deocamdată... Nu. Da, spune adevărul verde în față. Da, bat palma pe masă unul cu celălalt. Eu nu. Nu. Eu mă încred în oameni. Eu iubesc oamenii, transmit oamenilor și dumnealor mie. Eu vreau... pot și am să ajung acolo unde mi-am propus. Pentru că acești domn lideri nu înțeleg că s-a terminat povestea lor. S-a terminat povestea lor și eu le transmit tuturor. Ei nu sunt prețuiți la adevărata lor valoare. Ca om, în primul rând, într-un județ care avem atâtea nevoi și necesități, atâtea lipsuri. Până și pe în partea afectivă. Suntem rigizi, suntem reci. Nu putem dialoga, nu putem face lucruri împreună. Pentru că cineva cumva au băgat o teroare în dânsii încât nu se pot exprima liber. Mai rău ca pe timpul lui Ceaușescu. Există o ură în electoratul teleormânean. Ceea ce până acum n-am simțit-o. Dar acum în această campanie electorală am simțit nu, o ură la adresa nu, clasei domnul politice. Amuza, vă spun ceva. Este groaznic să ajungi într-o localitate și la doi pași vecini între ei se urăsc sau nu au un dialog. Exact. De ce? Pentru că unul probabil simpatizează, vă dau un exemplu, PMP-ul și celălalt simpatizează PSD-ul. Dau un exemplu. Eu vă dau un exemplu mai drastic și mai dureros. Am întâlnit cazuri de oameni care îmi spun în felul următor. Domnul Amuza, am mers la primar cu o problemă reală, o problemă stringentă. Și m-a întrebat, m-ai votat pe mine să rezolv acea problemă? Dacă nu m-ai votat, du-te la ăla pe care l-ai votat. Domnilor primari, ăsta este mesajul meu, nu al dumneavoastră. Gândiți-vă că dumneavoastră sunteți primarul unei comunități. Exact. Să rezolvați problemele acelei comunități. Nu sunteți primarul lui Amuza, lui Dobre sau lui Cutare. Încă n-au înțeles după aproape 30 de ani de așa zisă democrație în România că acești primari, acești președinți de consilii județene, acești deputați și senatori, acești președinți ai României, că sunt pentru întreaga comunitate românească atunci când au fost aleși. Și cred că de aici pleacă și ura electoratului, acum, pentru că este vorba de electoratul teleormânean, dar, în general, electoratul românesc are, la momentul acesta, o stare de nemulțumire generalizată și o stare de ură generalizată împotriva clasei politice, datorită acestor chestiuni și, bineînțeles, acelor blaturi existente între
oamenii politici pe care dumneavoastră le-ați atins voala, să zic așa. Și întrebarea mea este, domnul Amuze, acum eu vă adresez o întrebare. Cum trecem peste acest pas? Nu trebuie să ne revenim cumva din mitul ăsta că noi suntem cumpărați, că noi suntem terorizați, Telormanu. De ce nu există transparență? De ce ne este frică? Ne este frică de cine? De puterea noastră, a noastră personală. Nu, românul și telormanul trebuie să înțeleagă că odată la 4 ani trebuie să-și exprime asta votul, clar. Îl exprimă votul, dar trebuie să-l facă tot timpul, ești nemulțumit, schimbare. Exact. Dumnealor, nu există zi unde merg să nu spună dorim schimbarea. Dar și fă-o. Și fă-o, asta le spun. Tot timpul le repet. Dați șansă celor care vor să implice. Dacă dumneavoastră a suferit, dați șansă celor care vor cu adevărat să se implice. Nu-i subestimați că nu au putere. Ba da, au putere. În primul rând că sunt transparenți, în primul rând că nu au frică, în primul rând că vor să facă și să realizeze lucruri local, județean, național. De ce nu, până la urmă? Corect. Să nu generalizăm. Sunt localități, într-adevăr, care sunt primari, cu adevărat, nici nu contează de la ce partid, care vă pot spune că da, au un da. Au un da. Pot face o diferență între ceea ce văd din 4 în 4 ani și trăiesc. Schimbările există în anumite localități. Electoratul ăsta românesc n-a înțeles un lucru, în opinia mea. Că atunci când vorbim de alegeri locale, votezi omul. Absolut. Este lucru esențial. De aici trebuie să se plece în gândirea fiecăruia dintre noi când mergem la urne să punem un vot. Merită acea persoană să fie votată sau nu merită să fie votată? Nu trebuie să mergem sub sigla unei formațiuni politice. Doamne, sunt ăștia și votezi. Indiferent că stai un dobitoc, scuzați expresia. Haideți să votăm omul. E o părere personală, poate cumva greșesc. Este foarte adevărat. Eu înainte să mă prezint electoratului, eu cred că ultima oară mă prezint din partea cui partid sunt. Spun cum mă numesc, spun de ce mă aflu acolo, că sunt candidat pentru Consiliul Județean, îmi pun dânsii anumite întrebări și ultima oară mă întreabă dumnealor. De unde sunteți? Sunt din Alexandria. Unii dintre dumnealor doresc să știe și unde m-am născut. Și sunt de la Partidul Mișcarea Populară. E adevărat că nu tot timpul dialogul cu electoratul este roz. Se întâmplă și o fel și fel de discuții. Sim. Încerc cumva să nu întorc spatele și să le explic. Am răbdare pentru fiecare și încercăm să... Deci nu ignorăm. Trebuie să avem un dialog uman, un dialog pe care eu mă duc pentru a convinge. Nu conving, trebuie să las în urmă un dialog frumos, un dialog transparent, un dialog elegant, cum aș spune eu. Nu mă regăsesc în presiuni, în amenințări, în mizerii. Sunt foarte multe mizerii. În ultimele 3 zile, acum nici nu vă pot povesti ceva uman. Dacă v-aș povesti ce am trăit aseară într-o localitate, fiind pe ultima sută, probabil spuneți că sunt cumva răutăcioasă. Eu, în timp ce mă prezentam, alte persoane veneau în spatele meu și spuneau: ce, doamne, ați venit, zice, zice, dar aseară deja ne-am luat prima porție. Și dumneavoastră îmi vorbiți mie de Consiliul Județean, ăsta e electoratul. Și atunci, domnul Amuzea, încotro ne îndreptăm. Respect oamenii care se implică, cu adevărat, suntem. Eu personal vă spun că a fost o poveste asta, nu neapărat o convingere pentru electorat. Am vrut să mă prezint așa cum sunt eu. Aștept cu nerăbdare data de 27. Nu știu, toată lumea spune că sunt visătoare. Nu sunt visătoare, sunt încrezătoare că oamenii, fie ei și amenințați sau cumva constrânși de anumite situații, vor lua cea mai bună decizie. Am foarte mare încredere în electorat, i-am simțit altfel cum i-am simțit acum 4 ani de zile, sunt mai deschiși, dar
totuși undeva cumva umbriți sau cu o reținere. Și acolo pe mine mă înspăimântă acea reținere. Acea reținere. Observ la dumneavoastră un lucru, că v-ați încărcat mai mult emoțional cu problemele oamenilor. Da, e foarte adevărat. Păi asta vă spuneam la început, la începutul dialogului, interviului nostru. Sunt un om cu experiența oamenilor, nu neapărat cu experiență politică. Domnul Amuza, vă spun cu toată dragostea și cu toată încrederea. Știți cum se spune la noi că meseria o furi? Eu am vrut în acești ani să stau cu oameni, cu lideri, care să învăț ceva. Spre rușinea mea, nu am avut, mă refer la județ, la național, la slavă Domnului, slavă Domnului, dacă aș fi avut acces de zi, aș fi avut eu de unde să învăț. Am avut lideri pe care nu a tras neapărat cu noi. Am simțit că eram statici. Colegii mei care au venit și au plecat, toți absolut minunați, oameni care erau într-adevăr din acest partid, cu tot sufletul, cu toată acțiunea, cu tot devotamentul, cu toată loialitatea, fiecare cum au putut, pe termen mai lung, pe termen mai scurt, pentru că viața le oferă anumite surprize, trebuie să plece în străinătate, să muncească, s-au căsătorit, sunt prenatal, etc. Eu aș fi vrut să știu mult mai multe despre acest județ, alături de acești numiși lideri județeni, indiferent de partid, n-am avut ce să învăț. Am auzit lucruri care nu mă reprezintă și nu mă regăsesc efectiv niciodată, discuții grele, cum spun eu pentru mine, atât de grele încât conștiința mea a spus că trebuie să stau departe de acești oameni și să lupt singură. Singură în ceea ce mă privește, bineînțeles cu echipa mea, singură la modul cinstit și onorabil. Culmea este că personalitățile care mă subestimează, ca să spun așa, că sunt femeie, că vai ce politică știu eu. Domnul Amuza, nimeni nu știe politică în județul Telorman. A, nu, știu așa, combinații, cât la sută, sacoșele, știe fiecare ce are de punctat, puterea, într-adevăr, veche, le permite acest lucru, să ia decizii, nu neapărat ca politicien. Sunt oameni care eu nici măcar nu pot să le pronunț numele, aș face sincer o mare publicitate. O să o spun la un moment dat. Eu sunt mândră în acest moment de organizația Partidului Mișcarea Populară Telorman, nou înființată, împreună cu domnul deputat Doru Coliu, împreună cu echipa formată, cu care mă mândresc și sper la nivel de județ să avem un rezultat nu bun, foarte bun. În ciuda tuturor discuțiilor, tuturor noi, oricum nu o să mai avem 3% cum așa cum ne-a lăsat domnul Adrian Florescu, sigur rezultatul nostru va fi cu totul altfel. Mai mult decât atât, ce să vă spun, îmi doresc din tot sufletul ca lumea să aibă încredere în mine, îmi doresc din tot sufletul să ajung în Consiliul Județean, îmi doresc din tot sufletul să rămân aceeași Dobre-Doinița, cum am fost și până acum, și sunt sigură că nu mă voi pierde niciun moment de slăbiciune. Am multe trăiri, am multe suferință, pentru că eu absorb suferința oamenilor și e foarte greu. Poate mă credeți sau nu, făcând o paranteză în geantă, dacă mă controlați, am hepatoprotector pentru că absorb foarte, foarte multă suferința oamenilor, eu absorb. Probabil și zodiacul mă reprezintă, sunt zodia rac și așa am studiat. Mai mult decât eu am încredere în oameni. Eu încă iubesc oamenii. Oamenii mă iubesc, e adevărat.
poate anumite tentații uită de acest moment, uită de un viitor. Eu sper că am fost destul de, cum să vă spun, destul de decisivă, destul de hotărător am vorbit în fața oamenilor că și trebuie chiar să convingătoare. Facem și convingătoare. N-am vrut să spun convingătoare pentru că trebuie să aloci timp. Oamenilor le place nu, să le oamenii aloci de timp. Bună credință știți înțeleg. Cum este în teritoriul? Dânsii vor să le asculți problema lor care au absorbit-o 4 ani de zile. Uită de acel moment de vot, unii dintre dumnealor, și vin eu iarăși și îmi spun iar problemele dânșilor. Și le-am întrebat soluția care a fost. Păi că nu ne-a dat, nu ne-a făcut, nu ne-a rezolvat bun. Și ce măsuri ați luat dumneavoastră? Pentru dumneavoastră. Că dumneavoastră ați exercitat votul, da? De ce nu ați luat măsuri, cei care ați exigea pentru persoana respectivă sau pentru liderul respectiv care este în funcție, să vă duceți toți în fiecare zi la primărie să spuneți, domnul primar, nu, trebuie să rezolvăm. Noi mai venim și mâine, mai venim și poimine. Păi ne e frică. Păi atunci, dacă vrem schimbarea, să o facem împreună ca să putem să rezolvăm problema. Eu nu pot să vă preiau problemele care dumneavoastră, comuna dumneavoastră, ați exercitat acest vot și culmea nu vă rezolvă. Nici acum 4 ani, nici acum 8 ani, vorbind de cei care au 3-4 mandate. Da. Ca să putem să rezolvăm proiecte, probleme și așa mai departe, trebuie să exercitați votul direcționat undeva unde eu vă garantez că va exista schimbarea. La nivel de județ, la Consiliul Județean, deocamdată trebuie să intru în acest sistem cumva, să văd exact cu ce picior începem, dreptul sau stângul. Cu dreptul. Cu dreptul, bineînțeles, dar primul meu proiect, mă repet, este că eu voi face echipă cu absolut toată lumea care își lasă la intrare haina politică. Haina politică. Nu contează că e PMP, PSD, PSPSU sau etc. Nu contează. Contează că noi suntem reprezentanți ai oamenilor în Consiliul Județean și nu trebuie să repetăm același proiect, aceleași borduri. Deci, de fiecare dată, noi punem borduri. Păi bun, sunt bune, sunt foarte bune, dar mai e nevoie de altceva. Mai este nevoie de altceva. Cu tremurător o să mergem cu toți în echipă, exact, cu un autobuz, ca să spun așa, microbuz special, în fiecare localitate, da? Dacă nu putem toți, prin rotație, da? Mergem la primarii respectiv, ne predă proiectul fiecare comună, cel urgent, pentru că în afară de borduri și alte șosele, de fiecare dată șoseaua, de fiecare dată portura, mai sunt și altele care sunt cutremurătoare, sunt rupte din science fiction. Adică ei nu trăiesc nici în cea mai mică civilizație. Sunt atâtea necesități, domnul Amuza. Și tot timpul ne punem accent doar pe anumite proiecte. Am și o întrebare pentru dumneavoastră. Spuneți, vă rog. Cum vedeți rezolvarea unei probleme care pe mine unul mă roade de foarte mult timp? Sunt foarte mulți oameni amărâți, cei de la ajutorul social, care îl primesc, dar care pentru acest ajutor social trebuie să execute muncă în curtea primarului, al viceprimarului și al nu știu căruia din conducerea primăriei comunei respective. Ce puteți face în acest sens și ce trebuie făcut? Domnul Amuza, ați punctat un subiect foarte bun pentru mine. Este adevărat că nu există comună fără asistență socială. Asistați sociali. Am tot întrebat de ce nu sunt în folosul comunității. Pentru că ei sunt plătiți, da? Pentru din banii noștri. Din banii noștri.
anumiți primari nu au fost capabili să-mi răspundă, unii se folosesc doar înainte de alegeri de dumnealor, pentru că nu vreau să fiu răutăcioasă, știm cu toții unde dânsii au rolul dumnealor. Am spus așa, domn primar, de ce nu faceți alt lucru? Am găsit iarba până la gard persoane singure, bătrâne, 90 de ani, chiar și de 100 de ani. Mizerie. Faceți prin rotație. Luni, 3 de la asistență, marți, dar comuna să arate în fiecare zi curățită și acolo unde cei neajutorați au nevoie. Deci ei trebuiesc la muncă. Cum? Ieșiți la muncă. Nimeni. Cred că sunt prea puține comune pe care eu am văzut într-adevăr că, dacă nu mă înșel, cred că sunt 2-3 la număr, care într-adevăr respect acest regulament să aibă să se folosească de dumnealor într-un fel sau altul pentru bătrâni care sunt singuri, să le ducă o pâine, să le cumpere medicamentele, să le cumpere rețetele, să le facă curat, să dea câinelui să mănânce, etc., etc., alte nevoi. Să știți că este o forță de muncă pe care fațada oricărei comunități, oricărei comune, cu ajutorul acestor persoane de la asistență socială, ar arăta altfel. Dar primarul nu-i pun în funcțiune, ca să spun așa. Eu aș merge mai departe și v-aș spune, pentru că am întâlnit cazuri, din păcate, crunte. Și anume, există localități îmbătrânite, cu oameni bătrâni, fără posibilitatea fizică de a-și rezolva problemele curente în ceea ce privește reparația unui șanț pentru a se circula apa prin el. Mă uit la multe, foarte multe din pârâurile județului Teleorman, nu mai sunt decolmatate pe raza localităților. Au fost inundații. Spunem că sunt inundații în Teleorman în anumite localități și oamenii sunt luați de apă, cu cățel, cu purcel, cu totul. Să mă ierte Dumnezeu, dar eu de curând am mers în 3-4 localități din Teleorman, din zona de nord a județului Teleorman și m-am uitat. Pârâul câinelui este plin de papură, că dacă vine, Doamne ferește, mâine o ploaie, deja o jumătate de comună este luată cu apă. Șanțurile sunt pline de bălării, de iarbă crescută, nu mai există scurgere, există blocate aceste șanțuri și dacă se întâmplă, Doamne ferește, o nenorocire, mor oameni cu zile. Unde sunt acei primari? Unde sunt acei oameni de la asistență socială care ar trebui să intervină? Pui un bătrân la 85, 86, 90 de ani, care nu mai poate efectiv să-i ducă traiul de azi pe mâine, nici fizic, nici din orice punct de vedere vorbind. Să decolmateze un râu, să repare un șanț. Lucrurile sunt foarte grave. Amuza, e atâta suferință încât am povestit, cum v-am spus, până mâine. Ideea e în felul următor. Nu vor. Dar să aici vorbim de inconștiență. Inconștiența primarului este pentru că nu vrea. E simplu răspunsul. Când vrei, poți. Și ceva, de ce nu s-ar duce de un primar dacă n-ar exista un asistent social? Să-și suflece mâinile și să duce să se ducă să rezolve. Ca și consilier județean, puteți ridica o astfel de problemă în Consiliul Dar Județean? Dar bineînțeles, am atâtea proiecte și pe partea... Pentru că aici vorbim de sănătatea oamenilor, vorbim de siguranța oamenilor. Domnul Amuza, eu nu spun proiectele mele pentru că... Cum am spus, nu vreau să mă folosesc acum să fiu așa o mașină de turuit, voi face, voi drege. Nu. Eu când voi ajunge cu ajutorul tuturor, cu ajutorul votului și eu merit să fiu acolo, eu în primul rând trebuie să am certitudinea că merit, după votul exercitat pe 27, că sunt acolo. Și după ce voi fi acolo, eu știu ce să punctez. Cine vrea să facem lucrurile și proiectele pe care eu le propun împreună, este foarte bine. Nu o să mă opun, nici eu nu o să mă opun, dacă există un proiect al colegilor mei de la alte partide, în avantajul comunității. Corect. Din teritoriu. Și nu numai. Și nu numai. Deci 80% din acest județ este plin, full cu aceste probleme. Afective, le spun eu de altfel. Că trebuie să fii om
cu oamenii până ești primar. Suflecă mâneca și du-te dumneata. Eu ieri, vă spun cu sinceritate, am fost în în Bogdana și întâmplător la poartă, ca să facem o paranteză, am întâlnit un bătrân, nu știam care, 93 de ani. Știți ce făcea domnul Amuza? Singur, am și fotografie, vă pot demonstra, cărea două găleți de cu nisip. Eu m-am oferit, nici n-am pus-o pe Facebook, să nu zică că mă folosesc de această imagine, și m-am apucat să-l ajut. Da? M-am apucat, nu-mi venea să cred. Dumneavoastră zic că aveți 93 de ani, da, doamne, singur, da? 93 de ani, singurel, sărăcuțul, chiar așa. Și să vă mai spun că la 2 metri era primăria peste, nu putea să trimite pe cineva să-și care omul nisipul de la poartă? Ăsta e un exemplu prea fericit, ca să spun așa. Întrebați-mă ce am văzut și ce am trăit. Întrebați-mă ce am trăit când o bucată de pâine în anumite localități o împărțea cu calul. Era singurul animal care productiv care din care îl avea în casă, care îi aducea bani în casă. Și nu avea ce să mănânce și împărțea pâinea. Pâinea, dânsul mânca jumătate, iar calul jumătate de pâine. Cruntă. Cruntă. Telorman, din păcate, imaginea asta așa a egoismului, e tristă. Nu este Telormanul pe care noi știm. Din păcate, toată lumea, domnule, dar vorbiți despre Telorman ceva frumos. Da, avem cultură, avem artă, avem copii talentați, am întâlnit copii în anumite sate și comune, talentați, sclipitori, domnul Amuza, sclipitori. Oameni vârstnici, pricepuți în ale olăritului, în ale gătitului tradițional, care, din păcate, anumite zone din această țară nu le mai dețin. Valorifică aceste, da? Sigur, da. Aceste minuni, că sunt minuni până la urmă. Să vedeți copii în anumite localități care nu au vedere și pictează. Și exemple pot continua. Deci nu vrem noi să valorificăm adevărata valoare a Telormanului, da? Din păcate, majoritatea problemelor este suferința. Pe care noi nu vrem, că noi am ales, noi și acum ne băgăm cu toții, am ales oamenii suferinți pentru că dânșii sunt obosiți, nu mai vor să ia măsuri și zic, nu mai doamnă, ne-am săturat, plecați de aici, dânșii. Și atunci, cei aleși, deja, sau vor urma, sunt mulțumiți de răspuns. Pentru că să le convine. Bineînțeles, bineînțeles, domnul Amuză. Și atunci, de ce să mă dorească pe mine anumiți lideri care sunt vocale, transparente, care nu am frică și decât de univers și de Dumnezeu? Am stricat niște planuri. Am stricat niște planuri, poate nu le stric, dar fiind vocală, probabil nu o să le convină. Se fac publice. Se fac publice. Ăsta-i Telormanul. Da. Din punctul meu de vedere, domnul Amuza, Telormanul e foarte frumos. Am descoperit locuri cu păduri, cu verdeață, cu apă, cu râuri, cu, v-am spus mai devreme, cu artă, cu cultură, cu cântec, cu tradiție, cu tot ce vreți. Unde sunt? De ce nu valorificăm? De ce nu putem să facem chiar un județ turistic? Da, așa este. Să restaurăm casele vechi într-o zonă care putem să arătăm. Cum este partea de Izlaz, de exemplu, care acolo este o frumusețe. Așa este. Am putea să restaurăm două, trei case și acolo cineva să facă un olărit. Deci să valorificăm un cineva care pictează. Se pot face multe se lucruri pot face. Dacă se dorește. Da, nu se dorește din păcate. Eu aș vrea să văd frumosul din Telorman. Îl văd, să știți că îl văd. Aș avea ce să povestesc. Vă pot spune clar și acum dacă vreți, dar însemna să laud anumite zone și să nu fac o diferență. Sunt oameni cu bună credință, oameni care nu se vaită, oameni care încă speră într-o schimbare, realmente, într-o schimbare cu adevărat. Există și acest electorat care așteaptă această schimbare. De aici
Așteptăm ziua de 27 cu încredere. Așteptăm schimbarea la nivel județean, local. Primăriile, sper ca cei primari care câștigă chiar să-și facă cu adevărat treaba față de comunitate, pentru că merită. Și dumnealor sunt oameni și au o viață la fel ca și dumnealor. Să gândească din multul dumnealor sau nu, sau din banii alocați, da? Pentru că sunt niște bani acolo, să facă cumva să mulțumească. Unii dintre dumnealor mai au puțin de trăit, alții mai mult, să îi îmbucure măcar cu o mică părticică. Cu o mică părticică, să zică, mă, până, așa mi se, eu transmit acum ce îmi spun dumnealor, până închid ochii mai că vreau și eu să văd aici că eu am gaze. Sau, în secolul ăsta noi vorbim de gaze, domnul Amuza, în Telorman. Da. Vorbim de canalizare, domnul Amuza. Vorbim de care astea sunt chestii de utilitate publică necesare. De ce tot timpul din 4 în 4 ani eu trebuie să vorbesc de canalizare, de șosele și care noi trebuie să trecem la următoarea etapă, da? Exact ce spuneam. Să valorificăm pe artă, pe cultură, pe alte domenii, da? Sunt căminele culturale comunale, sunt dezastru. Sunt toalete, sunt șobolanii sunt la ei acasă. Oamenii n-au internet, n-au utilități. De ce să nu valorificăm? Exact. Tineretul nu are, ăla care a mai rămas în fiecare localitate, nu au unde să meargă. Nu au oportunități. De aceea părăsesc. De aceea există și acest exod. Nu au oportunități. Și transparența e foarte importantă. Transmit tuturor, indiferent de primar, de la ce partid ajunge să conducă comunitatea, localitatea, să le ceară transparență. În fiecare comună, în fața primăriei, după fiecare ședință locală, să fie transparentă, să-i înștiințeze exact ce s-a discutat, ce bani s-a alocat, cine a fost prezent. Numai așa putem să facem cât un pas mic sau spre binele comunității. Spre binele comunității. Din păcate, timpul alocat este final, multe de vorbit. Sunt multe de vorbit. Pentru mine a fost o povestire. N-am vrut să decât să povestim. Nu, a fost un interviu altfel. Eu așa un interviu altfel. Vă promit, domnul Amuza, dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă, vă promit, Sorin, dacă eu voi ajunge, atât vă pot promite, la Consiliul Județean, nu voi te dezamăgi, voi fi foarte cerebrală. Și eu sunt omul pentru oameni. Din partea Partidului Mișcarea Populară, pe care, într-adevăr, am spus-o și o spun cu mare mândrie. Nu am de ce să mă tem că sunt de la Partidul Mișcarea Populară. Sunt fericită că sunt în acest partid. Nu există nicio eroare sau cumva că eu voi pleca din acest partid. Dacă voi pleca, clar nu mă voi duce la niciun partid. Asta să fie plecați un semnal. Politică, cum se zice. Eu nu în politică. Omul care mă implic în politică. Nu mă pot implica în altă, sub altă siglă dacă nu aș avea randament, cum dau aici. Clar. Așa că nu. Vă mulțumesc. A fost o poveste tristă, din păcate. Atât vreau să transmit electoratului. Vă rog, luați cea mai bună decizie pentru dumneavoastră. După acea perdea, cum spun eu, nimeni nu știe ce hotărâre luați pentru viitorul comunei, al orașului, al județului. Dragii mei, aveți încredere în dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul Amuza. Și eu vă mulțumesc. Ne întâlnim data viitoare cu alte povestiri, la fel cum mă cunoașteți. Și o să vedeți, eu sunt o luptătoare și o învingătoare. Sunt convins. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos.